Acest clasament este un clasament foarte complex. Vizează atât activitatea didactică, cât și cea de cercetare, relația cu mediul economic social, internaționalizarea și la aceste capitole zicem noi că stăm foarte bine, așa cum au recunoscut și cei care fac clasamentul. Articolele publicate de către colegii noștri sunt citate de către alți colegi ai noștri din țară și din străinătate. Și ăsta este lucrul cel mai bun. Noi ne concurăm pe clasamentele astea cu universități care au bugetul cât au toate universitățile la un loc românești. Și atunci e clar că este o competiție care nu este atât de loială, dar facem față.